After the Earth was used up, we found a new solar system and hundreds of new Earths were terraformed and colonized. The central planets formed the Alliance and decided all the planets had to join under their rule. There was some disagreement on that point. After the war, many of the independents who had fought and lost drifted to the edges of the system, far from Alliance control. Out here, people struggled to get by with the most basic technologies. A ship would bring you work. A gun would help you keep it. A captain's goal was simple. Find a crew, find a job. Keep flying. Hei, salutare, oameni faini! Azi o să începem să răspunem ceva foarte fain, sau cel puțin, din punctul meu de vedere, foarte fain. Este un TPB, un trade paperback. Și, poate na, cu siguranță v-ați dat seama după intro-ul la acest video. Și de data aceasta vom răsfoi împreună Firefly Legacy Edition Book 1. Dar, înainte să intrăm așa puțin în volumul propriu-zis, cu toate detaliile, să detaliez puțin despre această serie. Practic, oricum, pe canal a mai apărut și Firefly The Unification War, partea 1, dar o să ajungem puțin și la ea. Dar, pentru început, pentru cei care ați ratat seria Firefly, care, e drept, a fost doar un singur sezon de 14 episoade, vă recomand, deci ca să înțelegeți puțin banda aceasta desenată sau să ajungem la ea, vă recomand întâi, urmăriți Firefly, serialul TV, un singur sezon, care este un space western demențial, cu niște personaje absolut fantastice, adică te îndrăgostești de ele, adică este un SF, repet, space western amazing, nice. După ce terminați seria, sezonul de Firefly, să urmăriți filmul Firefly Serenity și abia atunci puteți să vă apucați să citiți Firefly, da, transpus în banda desenată, deci practic, după primul sezon a urmat filmul, care să mai împace puțin așa story-ul, și ulterior, cum a fost anulat de pe micile și marile ecrane, povestea în sine a continuat în format de bandă desenată, dar foarte fain că au transpus cu personaje, adică le-au desenat exact personajele din serial, din filme. Deci nu cunosc exact toate motivele de ce s-a anulat, dar în orice caz, universul Firefly a continuat pe această cale direct în bandă desenată. Și nu a fost doar o mică continuare. Sunt mai multe serii sau, să zicem așa, mai multe capitole din universul Firefly. Și, practic, direct după ce se termină filmul Serenity, povestea continuă în Firefly Legacy Edition, atât Book 1 cât și, bineînțeles, Book 2. Și îl avem aici lângă, deci o să fie prezentat și pe canal. După ce se va termina, să zicem, seria aceasta, saga aceasta cu Legacy Edition, evident vom intra în Firefly The Unification War, care este împărțită în 3 părți sau 3 volume. Primul volum din Unification War deja a fost prezentat pe canal, cine știe, poate va urma și volumul 2 și volumul 3. La fel, după ce se încheie saga The Unification War, vor mai urma alte câteva serii Firefly ca și continuări, deci care ies și până în ziua de azi, în fiecare an sunt continuări. Foarte faine. Dar să trecem puțin la volumul propriu zis pe această cale, care este un volum foarte fain, deci mi-a plăcut la nebunie, adică chiar nu știam la ce să mă aștept pe această cale, mai ales că din anumite puncte de vedere, nu este doar o poveste stand-alone. Deci, practic, această continuare, mai bine spus, Legacy Edition, cu, mă rog, Part 1, Part 2, putem să-i spunem că este pur și simplu sezonul 2. Sau sezonul 2 care nu a mai fost filmat pur și simplu, a fost făcut în bandă desenată. Pardon, m-am necat. Deci, de ce și spuneam că nu este doar așa un story standalone, este o compilație de mai multe story-uri, deci cum ar fi mai multe episoade, că și așa. Și în Firefly nu este o poveste cap-coadă, o poveste ce se întinde pe 14 episoade, sunt așa, povești diferite. Dar să intrăm așa puțin volum. E drept, am reușit să fac rost doar de varianta softcover. Știu că sunt și ediții cu hardcover sau, de ce nu, o ediție în aia super mega deluxe în care e cu totul cartonată, dar, na,
It is what it is. Abia am reușit să o găsesc și pe aceasta. Ca și cost, să începem pe partea aceasta. Da, acum e drept. Nu e nici scump, dar da, nu este nici puțin, deci avem așa volum 1. Cel mai bun preț pe care l-am găsit pe piață și de unde l-am și luat de altfel a fost nbook.ro și l-am găsit la un cost de 112,60. Mai rog, rotunjim. 113 lei pentru acest volum. Și, sincer, a meritat din plin. Pe lângă faptul că na, e destul de gros. Am și cotor, așa îmi place. Boom, Legacy Edition, Weather, Firefly, Book 1. E ce trebuie. E nice, e... Paginile sunt așa plastifiate, culorile sunt vii, ca să mai zic, artwork-ul e demențial, adică nu regret. Deci, da, costul este chiar ok pentru acest număr. Și să facem așa câteva mențiuni. Legacy Edition, collect every issue of the most popular Boom Studio series in chronicle order and in a newer design. Value price format for the very first time. Și mai pe scurt ce avem noi pe aici așa, featuring stories by Joss Whedon, cel care a dat universul, Emmy Award winning bla 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 bla, așa, along with all the heist taking, authority dodging, death defying, space cowboying you've been missing for your life, as the ragtag crew of mercenaries, outlaws and fugitives travel the stars in search of the next adventure. Deci mai pe scurt cum... Poate v-ați dat seama și la intro, vorbim așa de poveștile echipajului Serenity și, bineînțeles, a capitanului Malcolm Reynolds. Foarte fain, deci ar fi multe de spus, dar de aceea vă și recomand, dacă vreți să vedeți ceva foarte fain, uitați-vă la Serenity. Bine, aici așa prima pagină, așa s-a primit, I don't know what happened there. Și avem așa, Collect Design, Origin Series, Legacy... Bineînțeles, toate detaliile, deci avem un volum de la Boom Studios și să vedem dacă mi-aduc aminte bine dacă e cumva 2018 sau 2019. De fapt, Firefly Legacy Edition Book 1, July 2022. Înseamnă că aceasta a fost o retipărire, dar știu că inițial a apărut în 2018 ca și volum. Și avem așa. Creat de Joss Whedon, story de Joss Whedon și Brett Matthew, written by Brett Matthew, illustrated by Will Conrad, colored by Laura Martin și lettering by Michael Heisler. Bineînțeles, avem așa un cuvânt înainte, foarte frumos, prezentare cu personaje și intrăm așa direct, Those Left Behind, chapter 1. Și, da, este o colecție cu, să zicem așa, single issue-uri, ce au apărut așa pe capitole, dar sunt faine, adică chiar înțelegi puțin povestea dacă l-ai văzut seria TV și filmul, adică înțelegi de unde a rămas, unde continuă și legat de partea de desene, cum menționam, sunt foarte faine, o să încerc să văd destul de mare așa și de grea cum să le împart. Deci artwork-ul este super fain, cel puțin pentru mine din punctul meu de vedere, adică și personajele noastre sunt desenate exact după, personajele reale și culorile sunt vii, sunt frumoase, adică este un deliciu. Ca să nu mai zic, una este că vorbim acum de partea de artwork, de culoare, de tuș, dar poveștile, sunt demențiale, adică efectiv. De aceea și menționam, acesta practic ar fi sezonul 2, dar transpus în bandă desenată. Și cum sezonul a fost amazing, evident că și sezonul 2 a mai ridicat puțin ștacheta. Ca și aici, de altfel, când vorbim de Unification War, de foarte fain. Deci, mi-a plăcut la nebunie și nu înțeleg cum de n-am făcut rost de mai demult. Și partea aceasta de Space Western și cadrele din spațiu și personaje, conturarea lor, adică are și părți funny, are și părți mai serioase și părți mai brutale pe această cale, adică ai de toate. Dacă ar fi să compar așa, ar fi ca o șaurmă bună cu de toate, adică îți dă cam câte ceva din fiecare, se poate vedea, adică nu e
chiar așa, fără menajamente, mai cu ucideri, mai cu un sânge, mai cu... Da, de aceea e și un space western. Dar frumos. Deci l-aș recomanda, deci, pentru... Dacă aveți nevoie să citiți ceva așa mai interesant, mai, mai nice, chiar vă recomand cu toată căldura. Sau, na, cine știe dacă a reușit să-l faceți rost așa, poate eventual digital de undeva. De ce nu? Dar ca și cadrul acesta, mamă, și tușul și nava Serenity, deci foarte frumos. Și, da, cum menționam, aici avem așa o colecție de mai multe story-uri, mai multe episoade din acest sezon. Și, bineînțeles, unele episoade sunt chiar așa, te lovește la corazon, la sentimente, că afli așa backstory-uri din personajele noastre principale, adică lucruri ce nu au fost abordate în seria originală, cât și în film. Și e foarte fain că, da, îți deschide și mai mult universul acesta Firefly. Dar cel mai interesant așa, de Afterworld, dăm și la sfârșit o secțiune ce mi-a plăcut foarte mult, mai ales că vorbim de partea de artwork. Așa, foarte frumos. Cover gallery. No, asta a fost demențial. Și să ai așa pe coperțele la fiecare număr și, sau chiar și variant, coperți variant la fiecare număr din acest volum cu personajele noastre, adică cam avem pe capitanul nostru, evident, Reynolds, n-ai cum să nu apreciez, doamne, deci arta e demențială. Adică chiar a fost un BD foarte, foarte plăcut de citit pe această cale. Mamă, și aceasta, uite ce frumos stă așa, deci n-ai cum să nu apreciez, doamne. Deși aici încă tot îmi dau seama dacă era la fel o continuare și făceai din 3 issue-uri, că cadele se cam ar veni din partea asta la altă, știi? Nu știu, cred că da, cred că așa era mai pe scurt, că să vedeți cu bani, deci practic ar fi fost 3 issue-uri pe care le pune și se făcea așa mai poster. Da, nice, da, nice. Și frumos, adică și coperțile, doamne, e nice, adică de aceea și menționam, cel puțin din punctul meu de vedere, și-a meritat banii volumul acesta. Și ce mai avem aici, câteva volume, Discover Visionary Creators, de ce nu? Dar, cum menționam, acesta a fost Firefly Legacy Edition Book 1, Borma și Book 2. Sper că v-a plăcut pe această cale. Eu vă mulțumesc mult pentru timpul acordat. Nu uitați, un share, un subscribe ajută canalul, ajută Arhiva BD să crească și mai mare, să dăm cuvântul lui BD, așa, cultul nostru de BD, să atragem cât mai mulți adepți a acestui cult. Vă urez o zi cât mai bună și, bineînțeles, tradiționalul baftă tuturor!